Bun găsit tuturor la filmarea dedicată primei luni pline din anul 2024. Nu știu de ce mi-am așezat camera așa, de parcă vorbesc uitându-mă în tavan, dar nu-mi propun să mai modific acum, pentru că mi-ar mai lua nu știu cât timp să schimb poziția camerei. Deci, da, eu mă uit la voi de jos în sus în acest moment și mi se pare super amuzant lucrul ăsta. Dar, bun, vom vorbi astăzi despre prima lună plină a anului 2024. Și înainte de a vorbi despre luna plină, voi reaminti celor care aveți jurnalul secret al fazelor lunii că jurnalul este evergreen. El este conceput de la începutul anului astrologic în luna martie până la următoarea lună martie. Dar puteți să folosiți ritualurile de lună plină și de lună nouă din jurnal ori de câte ori este o lunație, adică este o lună plină sau o lună nouă, indiferent, poate să fie și peste 50 de ani, tot puteți folosi ritualurile. Doar că trebuie să fiți atenți că nu mai trebuie să vă raportați la data calendaristică, ci la titlul dedicat lunației respective. Spre exemplu, acum avem o lună plină în leu, voi explica imediat de ce e lună plină în leu și nu e în rac. Și tu te duci în jurnal și te uiți la luna plină în leu și citești ce e acolo de făcut. Da? Deci, repet, este evergreen, adică nu expiră niciodată. În agenda anului 2024, apropo, cei care nu știți, pentru că eu am promovat agenda, recunosc. Deci, eu nu am vorbit public pe YouTube prea mult despre agenda anului 2024. Am promovat-o și am informat grupul mare de Telegram, unde sunt 5.000 de suflete. Și acum doar vă spun așa, în paranteză, există agenda anului 2024. Feedback fabulos de la oameni, da. Ce a fost singura problemă? Pot să spun că au fost niște întârzieri de livrare pe Italia, dar nu din vina noastră, ci pentru că poșta a avut probleme, nu noi. Noi, cei din România, ați primit-o foarte bine și din alte țări. Dar și Italia a început acum să o primească. Dar există agenda anului 2024 și dacă ești interesat să primești detalii despre ea, să o achiziționezi, să știi ce se întâmplă, ne scrii pe contact@alexandracoman.ro. Și persoana care se ocupă de distribuția ei, respectiv Petronela, asistenta mea, îți va da toate detaliile necesare. Deci, agenda 2024, contact@alexandracoman.ro. Dar înapoi la poveste. În agenda 2024 vorbesc despre faptul că există două jurnale ale lunii. Jurnalul secret al lunii, care a apărut anul trecut, cu ritualuri magice pentru lună plină, lună nouă, care sunt evergreen, dar vă dădeam datele lunaților pe 2023/2024. Și mai există și jurnalul maestrilor, deci jurnalul fazelor lunii, care este conceput să fie evergreen complet, fără date calendaristice, ci doar cu ritualuri. Și ideea este următoarea, pentru că știu că mulți oameni mi-au scris și mi-au întrebat că vor și jurnalul respectiv. Oameni buni, eu sunt perfecționistă și după ce l-am făcut, am ajuns la concluzia că stați că nu e suficient de complet. Vreau mai mult. Vreau și mai mult, nu numai 200 de pagini, gen. Vreau să fie și mai mult. Drept pentru care m-am reîntors să lucrez și mai mult. Și din acest motiv încă nu este lansat pe piață în totalitate. Dar, repet, aveți jurnalul secret al fazelor lunii, care are ritualurile evergreen și pe care puteți, evident, pe luna lupului se numește asta, despre care voi vorbi acum, puteți să faceți și ritualul de acolo. Dacă vrei jurnalul, contact@alexandracoman.ro. Ok, al doilea anunț, pe data de 3 februarie, avem webinarul intitulat Cele trei fântâni ale abundenței. Și este și de deschidere de an, dar este și un webinar cu informații evergreen din nou, pentru că toate produsele mele sunt concepute evergreen. Dacă te interesează acest eveniment, ne scrii pe evenimente2024@gmail.com
pentru că nu vreau să amestec una cu alta evenimentele care le desfășor live și înregistrările, le vreau trecute printr-un cont special, evenimente 2024, arongmail.com, ne scrie acolo, primești informații. Ah, 5 minute ți-am ținut din poveste, dar trebuiau făcute anunțurile astea, pentru că sunt oameni care se plâng că nu anunț și public aici anumite lucruri, așa încât, uitați, vă dau public și informațiile astea. Și acum haideți să vorbim despre prima lună a anului. Mare atenție mare, pentru că sunt oameni care cad în... Să zic că mă duc pe... Mă uit așa pentru că am camera de filmaj și am computerul în spate și... Sunt oameni care spun... Nu știu de ce am văzut în grupurile publice. Sunt oameni care cred că prima lună plină a anului 2024 trebuie să fie în rac. Nu, este pe axa vărsător leu, pentru că o lună plină se produce în momentul în care soarele se află față în față cu luna de pe cer. Soarele acum este în vărsător pe luna plină de pe 25 ianuarie la 5 grade vărsător. Evident că prin opoziție, față în față cu soarele, se află luna în leu și ea este la 5 grade în leu. Deci avem o lună plină în leu. Să știți însă, vreau să vă zic un lucru, că variază de la an la an dacă pică prima lună plină a anului în rac sau în leu. Anul acesta, 2024, pică pe semnul leului. Această lună plină, întotdeauna prima lună plină a anului, se numește în limba engleză Wolf Moon, luna plină a leului, aș traduce în limba română. Dacă voi aveți o altă sugestie de traducere, vă mulțumesc pentru contribuție, vă rog să scrieți în secțiunea comentarii. Deci, luna plină a leului, a lupului. Și este denumită așa, deoarece în cultura nativilor amerindieni, adică în cultura indienilor americani, luna plină, această lună plină, prima din an, corespunde cu sezonul de împerechiere al lupilor. Pentru noi, pentru români, indiferent de locul unde te-ai născut pe pământ, pentru că acum vorbim și de generații în care unul dintre părinții e român, alt părinte de altă naționalitate, vorbim de generații care s-au născut în afara României, dar atâta timp cât undeva genetic ești înrudit cu România sau cu românii, atunci evident că în gena ta curge și vibrație românească. Iar românii, după cum știți, dacii, strămoșii noștri, dacii, aveau ca și simbol lupul. Deci pentru noi, la nivel vibrațional, această lună plină, nu numai că ne influențează, pentru că e prima lună plină a anului, ne închide anumite lucruri, renunțăm, scoatem din viața noastră anumite lucruri, dar este și profund conectată spiritual și energetic la vibrația noastră ancestrală, respectiv la vibrația lupului. Și ce scoate la lumină din absolut toți românii în data de 25 ianuarie, plus încă 72 de ore după 25 ianuarie. Deci este întotdeauna, întotdeauna să ții minte că la o lună plină și la o lună nouă, momentul când ele se produc este absolut fundamental, este ultra important, dar în același timp și cele 72 de ore aferente după eveniment rămân valabile, rămân în picioare, adică energia magică, energia potențialului ritualic se manifestă, este adevărat, descrește ca intensitate, dar totuși este intens, nu putem să negăm, iar efectele unei luni pline și a unei luni noi rămân 6 luni de zile active. Așa încât în această perioadă, absolut toată lumea care are vibe românesc, energie românească, gene românești, are premoniții, are intuiție, are foarte multă
Pot fi două categorii. Unii pot suferi de insomnie, deci pot fi ultra agitați sau neliniștiți, o stare de neliniște, ori din potrivă pot să fii foarte pleoștit, moale, vrei să dormi, nu ai chef de nimic, vrei să mănânci și să dormi și pe urmă să te mănânci iarăși și să dormi. Din ce motiv se întâmplă asta? Unu, pentru că cerul este destul de agitat. Doi, pentru că suntem foarte mult influențați energetic de ceea ce se întâmplă la nivel mondial pe planeta Pământ și mie mi se pare că trăim timpuri interesante și trei și cel mai important lucru, intrăm sub vibrația lunară, intrăm sub energia lunii pline care ne trezește în noi instinctele primordiale, instinctele primare. Și care sunt instinctul primar, în primul rând, oameni buni, este cel al supraviețuirii. Știu că există alte mii de teorii și alte mii de variante. Din punctul meu de vedere, instinctul supraviețuirii este cel fundamental, total și absolut. Așa încât nu vă temeți dacă aveți o stare de panică, nu vă fie frică dacă aveți o stare de neliniște. E normal, e firesc, suntem cu toții în grafic. Iar dacă dați de gard tot ceea ce înseamnă dietă de după sărbători, să nu vă întristați prea mult. Întotdeauna pe lună plină și pe lună nouă crește apetitul. Și veți vedea și chiar vă rog să comentați. Contează foarte mult comentariile voastre pentru mine, pentru că eu le citesc și în acest fel sunt în contact cu mintea voastră, sunt în contact cu voi, cu ce doriți, cu ce așteptări aveți. Și întotdeauna pe o lună plină este foarte mult tendința să se mănânce, să se consume lactate, produse lactate și produse dulci. Din ce motiv? Pentru că luna, lunațiile ne duc în relația cu mama, da? Deci ne duc în relația cu persoana care ne-a dat viață. Și luna plină întotdeauna ne conectează la vibrația uterului din care am ieșit. Și vibrația feminină întotdeauna are treabă cu produsele lactate și are treabă cu produsele dulci. Deci de aici să nu te panicheze dacă îți crește apetitul pentru a consuma astfel de aliment. Iarăși un lucru care poți să-l resimți pe această lună plină este despre starea de sănătate. S-ar putea să unii dintre noi să resimtă probleme de sănătate pe zona rinichilor, pe zona hepatobiliară și dat fiindcă vorbim de o lună plină în leu, poate să crească hipertensiunea. Deci dacă ai probleme cardiace și te știi hipertensiv, măsoară-ți tensiunea regulat în 25, 26, 27, deci 25 plus 72 de ore după, pentru că s-ar putea să aibă niște fluctuații și încearcă să nu te enervezi, dar e cam greu să-i spui unui om care trăiește în agitația secolului nostru, nu te enerva. Ok. Ce e foarte interesant pe luna plină în leu? Întotdeauna o lună plină, așa cum am mai spus, închide, finalizează, pune punct final unor lucruri. Este o lună în care pe secțiunea Capricorn, nu vărsător, pe secțiunea Capricorn, suntem foarte puternic aspectați. Toată lumea are undeva pe harta zodiacală Capricornul, ca să știți. Deci de-aia vorbesc de Capricorn, dacă îmi spun Capricorn, spun despre toată lumea. Și acum voi vorbi general, nu mă adresez numai Capricornilor. Specific acestei strict lunații, da? Nu vorbesc despre alte zile calendaristice, nu vorbesc despre alte previziuni. Pe această lună plină în leu, s-ar putea să observăm cum ne crește nevoia de comunicare, dar comunicare un pic încăpățânată, un pic obtuză, adică numai eu ce spun e bine, numai ideile mele și dacă ești aliniat la ele, ești prietenul meu, dacă nu ești aliniat la ele, pe nu mai ești prietenul tău, meu și nu te mai joci cu mine. Vom avea niște idei foarte bune despre cum să închidem lucruri care nu ne mai convin, despre cum să ieșim din situații neproductive, despre cum să punem punct la relații care nu ne mai sunt de folos.
Îmi avea un foarte mare spirit practic, manifestat mai ales de ascendentul pe fecioară, corespunzător acestei lunații, și luna neagră din fecioară, care se află în ascendent în momentul lunații. Acum traduc ceea ce spun. Vom fi ultra practici și de data asta vom avea foarte multă putere, energie, vitalitate, ca din direcția aceasta a spiritului practic să punem stop joc lucrurilor care nu ne convin și să ieșim din situații care ne blochează și ne limitează. Și foarte mulți dintre noi, dar în specificul poveștii vor fi mai ales semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar extrapolăm și toate semnele zodiacale, vom vedea cum în această perioadă și mai ales cu ocazia acestei luni pline, veți avea niște conștientizări foarte importante despre unde vreți să fiți, ce vreți să faceți, spre ce vreți să vă îndreptați și mai ales ce lucruri trebuie să lăsați în urmă, la ce trebuie să renunțați ca să fiți plenar pe drumul vostru. Ce vă recomand cu căldură? Accesați acest spirit practic, accesați această nevoie de schimbare profundă, bazată pe argumente logice și raționale, pentru că dacă ai conștientizat miezul problemei, esența problemei, după aceea rezolvarea te asigur că vine foarte, foarte repede. Și știi de ce? Pentru că noi la nivel intrinsec, la nivel subconștient, noi intuim, noi știm, noi cunoaștem, dar de fiecare dată avem tendința să ne fofilăm și să spunem sau să amânăm și să spunem lasă că nu fac asta acum, lasă că mai târziu și aduci și argumente pentru ce nu ai face sau de ce nu ai face un anumit lucru. Dar acum este momentul de epifanie practică. Acum este momentul de conștientizare totală și absolută și poți să te așezi pe o direcție de viață ultra, ultra benefică pe partea aceasta a conștientizărilor practice. Și spun benefică pentru că ai capacitatea să vezi unde este problema și ai capacitatea să te extragi din problema respectivă într-un mod radical și să rămâi fidel sau fidelă deciziei tale de a te extrage din povestea respectivă. Și în lumina aceasta, acestei mini prezentări, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte pe această lunație, pe această lună plină a lupului, cum vă influențează pe fiecare această experiență. Și încep cu berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Și vreau să vă spun că această lună plină vă ajută să creați conexiuni foarte speciale cu oamenii din jurul vostru și să îmbrățișați conexiuni relaționale pozitive. Relațional nu înseamnă neapărat iubire, dragoste, cât și interacțiune între suflete, colaborare cu suflete, participarea în dansul relațiilor sociale. Fiți foarte deschiși, fiți foarte, foarte ancorați în povestea asta a interacțiunilor sociale, pentru că din acest lucru puteți câștiga niște prieteni sau puteți să vă lărgiți anturajul sau puteți să vă parafați niște lucruri legate de asocieri, parteneriate, colaborări, dar mai ales relații. Da? Deci interacțiune cu oamenii și relație cu oamenii. Și ce vreau să vă spun este, eu sunt berbec, am spus-o din nenumărate rânduri, nu ascund acest lucru și astăzi când filmez, chiar am avut o discuție foarte interesantă cu Constantin Tui. Tot îl aduc în mențiune pentru că omul este un psiholog foarte fain din Irlanda, din Dublin. Și mi-a plăcut foarte mult stilul lui de a fi și de a interacționa cu oamenii și deschiderea pe care o are și puterea terapeutică pe care o manifestă. Și am spus, vreau să particip ca și, deci vă explic aici ce face luna plină, să vedeți că nu aduce anul, ci aduce ceasul. Și spun, vreau să vin la un eveniment de-al tău, când faci un workshop și vreau să particip la el în postura de participant. Da? Deci vreau să vin ca și pacient participant, nu vin altfel. Și el a spus cu mare drag, te aștept în Dublin, drept pentru care între 14 și 21 februarie sunt în Dublin în scop terapeutic. Numai că a fost foarte interesant
am anunțat, nu mai știu, am spus undeva, pe un short, sigur, sau pe ultima filmare făcută, vorbeam de faptul că plec în Dublin. Și pentru că în Dublin este și în Anglia și în Irlanda, este o comunitate de români foarte mare și foarte bine închegată, foarte multă lume a cerut ca să am un speech, să vorbesc, să spun ceva. Eu mergând în postura de vreau să particip la eveniment, nu vreau să fac ceva în jurul meu. Și îmi spune astăzi Constantin, deci înainte fix de a filma, eu mă pregăteam să filmez luna plină și chiar eram pusă pe, setam lucrurile de filmare. Și mă sună pe WhatsApp și spune, Alexandra, lumea vrea să vorbești, trebuie să vorbești la acest eveniment. Drept pentru care, tocmai ce v-am spus, berbecul trece prin experiența interacțiunii și conexiunii cu oamenii din jurul lui. Și țineți minte ce v-am spus? Că o lună plină sau o lună nouă ne influențează 6 luni de zile de acum încolo. Și spune, dacă vocea poporului cere, voi vorbi și voi vorbi ceva foarte drăguț, nu voi vorbi mult, voi avea o intervenție în care voi vorbi despre pecețile, cheile ori date de vibrația maternă și de vibrația paternă, pentru că aceste peceți, aceste chei, creează niște scuturi de protecție. Și voi vorbi despre ele și voi arăta imagini despre asta. Și va fi un... Dar a fost ceva spontan, a fost ceva hotărât ad hoc. Și uitați cum râdeam, zic, luna asta plină, care îmi bate la ușă acum, astăzi fac filmarea, mâine luna plină, 72 de ore după aceea se manifestă luna plină, a creat să primesc un telefon. Eu, de regulă, am vorbit cu mulți ani în urmă public, am făcut foarte multe interacțiuni publice cu oamenii înainte de a intra în lumea online și la un moment dat m-am dus numai înspre online și acum îmi dau seama că trecând la un alt nivel, o altă experiență, un alt nivel energetic, nu eu, umanitatea trece de Pluton în vărsător, vărsătorul e despre masele mari de oameni, despre interacțiunea directă cu oameni, nu mai suntem în spatele sticlei, suntem în interacțiune directă și văd că se leagă foarte multe lucruri de evenimente făcute live online, live face-to-face, live în prezență, cu interacțiune directă cu oameni. Și atunci asta v-am povestit eu ca berbec, ce am pățit fix înaintea începerii acestei filmări, ca să vedeți și voi cât de repede funcționează energia vibrațională a lunii pline. Cât de repede. Eu nu cerusem acest lucru, a venit el la mine și el la mine lucru, nu Constantin. Constantin e terapeutul. Deci a venit lucrul acesta, situația asta la mine și ce vă recomand și vouă berbecilor și nu numai celor care ascultați această filmare, îmbrățișați ce vine la voi acum, pe această lunați. Îmbrățișați ce vine la voi. Da, băgați-vă, imersați-vă în experiență. Pentru că este doar și numai despre a învăța. Așadar, asta a fost povestea cu berbecul. Mai repet încă o dată, este o energie care te va ajuta foarte mult să interconectezi, să comunici, să discuți cu oamenii din viața ta, din anturajul tău și este un prilej extraordinar să faci interacțiune cu oamenii, să dezvolți o interacțiune relațional-social. Taurul, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului, această lună plină te încurajează să te bucuri de libertate sau să-ți câștigi libertatea pe un anumit palier al vieții. Este un moment în care e bine să renunți la limitări, la blocaje și să te bazezi mai mult pe intuiție, creativitate și adaptabilitate în a-ți atinge obiectivele și a-ți îndeplini dorințele. Este un moment extraordinar în care pur și simplu Taurul și marcajele pe Taur se eliberează de o corvoadă, de o povară, de o presiune. Și asta este fabulos. Gemenii, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor, atenție că la voi se lasă cu gelozie, cu dramă, cu criză existențială și în momentul în care te apucă pe tine vreo gelozie, vreo dramă, un moment de rătăcire emoțională,
Încearcă să te forțezi la propriu, încearcă să pui foarte multă presiune pe a te defocusa de gândul ăla negativ, de atitudinea negativă care te trage înapoi. Deci, este o lunație care îți va aduce confruntarea cu tema geloziei. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. La voi mă bate gândul să vă dau o parabolă în care un om moare și ajunge în rai și împreună cu Dumnezeu se uită la povestea vieții sale și povestea vieții sale este reprezentată ca o metaforă a două urme de pași care merg pe malul mării, da, prin nisip. Și omul ăsta îi spune, sunt convinsă că mi-ai auzit povestea, unii dintre voi, da, alții, nu? Și omul spune, uite, Doamne, când îmi era bine, îs două rânduri de pași. Mergeai lângă mine, erai prezent în viața mea, ce drăguț, ce frumos. Dar uite, când mi-a fost rău, când am avut probleme critice, când a fost o situație neplăcută, văd doar un singur rând de pași și înseamnă că m-ai abandonat atunci, adică ai stat lângă mine când îmi era bine și apoi când îmi era rău ai plecat și m-ai abandonat. Și Dumnezeu îi spune, ei, fiul meu, urmele alea de pași sunt ale mele, pentru că pe momentele alea grele, când sufereai, eu te căram în spate. Și exact asta e povestea acestei luni pline în leu, racii și marcajele pe rac vor resimți sau vor percepe realitatea, nu că vor resimți, va fi propria lor percepție, propria ta percepție de lipsă de sprijin din partea celorlalți, de ajutor din partea celorlalți. S-ar putea să vă treziți abandonați în momente dificile, s-ar putea să fiți lăsați fără sprijin, ajutor, consiliere, ajutor, când veți avea nevoie mai mult. Și vreau să vă spun că, de fapt, această lunație vă dă o lecție foarte importantă, respectiv, adevărata validare vine din interior. Nu te baza pe surse externe, nu te baza pe persoane sau pe circumstanțe, ci bazează-te întru totul pe tine. Și am să spun un lucru pe care rar îl spun public, dar am nevoie să-ți dau acest sfat. Nu avea încredere chiar în toată lumea care se perindă prin fața ta și pe sub ochii tăi în această perioadă și pozează în prietenii tăi, că s-ar putea să fii un pic dezamăgit. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului, dat fiind că această lunație se produce pe constelația leului, în semnul zodiacal al leului, este momentul în care e bine să îmbrățișezi schimbarea, este bine să te duci în autoreflecție, este bine să te centrezi pe introspecție. Fecioara, ascendentul pe fecioară, cei care au luna natală în semnul fecioarei, această lunație te ajută să-ți reevaluezi prioritățile, obiectivele și drumul. Și vei avea o putere extraordinară de a conștientiza și de a înțelege care situații sunt necesare, care nu sunt necesare, de ce oameni ai nevoie în viața ta și de ce oameni nu ai nevoie în viața ta. Este un moment de supremă conștientizare, este pentru fecioară și marcajele pe fecioară. Și ce e foarte interesant este că dacă ai ales greșit în ultima perioadă, asocieri, parteneriate, colaborări, relații, acum se sparge cutia și îți pică sub nas ce ai ales greșit, dar vestea bună este că nimeni nu te ține acolo. Dacă alegi să rămâi în ceva care te consumă, te uzează, te erodează, atunci poți să pleci. Reține asta, nimeni nu te ține cu forța într-o situație care nu ți este favorabilă. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Ai să vezi realitatea crudă a vieții. Este un moment în care vei vedea foarte multă nedreptate, vei fi nedreptățită sau nedreptățit de viață, de cei din jurul tău.
Dar înțelege că în anumite momente nu poți să schimbi ceea ce nu poți să schimbi. Ceea ce este dincolo de puterea ta de acțiune, de activitate, de manifestare, înțelege că nu poți schimba lucrul respectiv. Acceptă că nu ești multitasking sau omul miracol care rezolvă toate dintr-o clipire din degete. Lasă lucrurile să se așeze, lasă lucrurile, dă răbdarea necesară și oferă o ofrandă tatălui timp ca lucrurile să se poată așeza în viața ta. Nu grăbi, nu grăbi, nu forța. Scorpion este Scorpion, ascendentul pe Scorpion și luna natală în semnul Scorpionului. Pot apărea la suprafață preocupări și griji legate de problemele financiare și frica față de ziua de mâine și teama că n-ai să te descurci. Și am să spun cum, Scorpion, deci eu te întreb retoric, pentru că știm cu toții răspunsul, dar te întreb ca să-ți amintești de puterea ta interioară. Adică tu ești zodia renașterii. Și tu ai trecut prin foarte multe probleme de-a lungul vieții până ai ajuns în acest moment al existenței tale. Chiar crezi că n-ai să reușești să te descurci în momentele astea? Bineînțeles că ai să te descurci, dar ai să te descurci și soluția va veni în secunda în care renunți la frică, renunți la teamă, renunți la tot ceea ce înseamnă limitare. Săgetător, ascendentul pe săgetător și cei care au luna natală în semnul săgetătorului. La tine este despre a confrunta, despre a închide capitole nefinalizate. Și chiar dacă anumite situații sunt inconfortabile și nu te simți foarte bine intrând în ele și nu vrei să te ciocnești de închisul capitolelor, eu zic că ar fi bine să o faci, pentru că dintr-o nouă perspectivă pe care ți-o oferă această lunație, vei avea toate resursele necesare, toată energia și toată abilitatea să închizi capitole, să pui punct final. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Este un moment în care ai nevoie de companie, de prietenie, de apartenență la trib și descoperi că vrei un pic să mai apeși frâna în ceea ce privește ambițiile personale, carieră, muncă și să te imersezi și să te integrezi în rândul relațiilor, în rândul prietenilor, în rândul colaboratorilor. Este un moment în care ai nevoie de oameni și de apartenență. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului. Este un moment foarte bun să conștientizezi cât de mult ai realizat în ultima perioadă. Este momentul când culegi roadele acțiunilor sau non-acțiunilor tale. Este un moment în care poți închide foarte bine proiecte vechi sau proiecte neproductive și este momentul să te centrezi pe tine, dar nu din starea de vreau să-mi rezolv problemele, cât mai mult din starea de mamă cât te-am realizat, cât de tare sunt, cât de capabil am fost, cât de frumos am reușit să rezolv anumite lucruri și anumite situații. Deci acum culegi roadele acțiunilor sau non-acțiunilor tale. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Nu cădea în păcatul invidiei, nu cădea în greșeala de a te preocupa mai mult de alții. E ca și cum tu fugi pe un drum și te uiți peste gard la ce face unul sau altul sau te uiți în stânga și în dreapta cine ce cum face. Și din perspectiva aceea te împiedici de cea mai mică pietricică și ca și zdrelești genunchii și mâinile. Exact asta este povestea. Este momentul să te oprești din a te compara cu alții. Este momentul în care e bine să încetezi
să te mai gândești la ce face unul și altul și să te centrezi numai pe ce faci tu. Numai pe tine. Pe tine și pe pipoțica ta și pe drumul tău și pe alegerile tale. Tu cu tine. Pentru un pește care e atât de uman și atât de imersat în alții, e cea mai grea sarcină, știu. Dar am încredere că ai să reușești. Stay strong. Dragilor, aceasta e povestea despre lunație și dacă îți place ce prezentăm aici și ce vorbesc și ce spun și vrei să te alături comunității noastre de pe Telegram, de pe TikTok, de pe Instagram, toate datele de conexiune le ai în descrierea acestei filmări. Și există și TikTok-ul în limba engleză, îți reamintesc, pentru cei care aveți prieteni, vreți să neapărat să arătați ce face Alexandra Coman. Vreau să vă mai spun ceva, astăzi discutam cu un prieten și spuneam, am YouTube-ul Good Life Vibes și zic, așa mă bate gândul pe mine să-l relansez în engleză, așa mă bate gândul să-l relansez, că era canalul de engleză. Și l-am pus în stand-by și l-am pus în stand-by și l-am pus în stand-by, așa încât vă întreb, v-ar plăcea să intru și pe partea de engleză, dacă tot fac filmările astea, măcar intru pe partea de short-uri momentan și pe urmă mai vedem ce o mai fi. Dacă vă tentează povestea asta, anunțați-mă ca să știu dacă dau drumul poveștii sau nu. Și în această istorie și în această configurație, vă reamintesc că avem webinarul de deschidere de an, cele 3 fântâni ale abundenței pe data de 3 februarie și ne puteți contacta pe adresa evenimente2024@gmail.com pentru acest webinar. Vă doresc o lunație cât mai frumoasă, cât mai profitabilă, cât mai intuitivă și să vă rezolvați foarte multe lucruri din lucrurile pe care vreți să le rezolvați. Vă doresc o zi fabuloasă tuturor!